Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Ca în fiecare luni seara, Cornel Șomucu vă dă întâlnire și vă propune o incursiune într-o lume mai altfel, să spunem așa, o lume în care cuvântul, scris, vorbit, în care ne îndreptăm spre origini, spre istorie, spre toate acestea. Și cum putem să facem acest lucru fără unul dintre tinerii scriitori de calibru ai gorjului, E vorba de domnul Valentin Chiepenea, care îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bun găsit și mulțumesc pentru, pentru invitație. Cum spuneam, se îmbină toate acestea în același personaj, acela de ce? Avem absolventul de istorie, omul care n-a uitat istoria și idealurile naționale, dar în același timp avem și o persoană sensibilă care, iată, în câteva săptămâni lansează primul volum de versuri și este o prezență marcantă în viața cenarcului Columna, cel mai important, să spunem așa, bastion literar din, din, din Gorj. În primul rând aș începe să vă spun că nu m-am grăbit să scot acest volum de, de versuri, deși mi s-a propus cam în fiecare an, de vreo patru ani încoace mi s-a propus să, și tot eram întrebat de ce nu o fac. Am crezut că poemele pe care le-am scris trebuie și le fuite la, la maxim până își ating uh, și tăia din ele cât cât se poate, să nu las prea mult, uh, uh, prea mult material care nu e, nu e de folos. Iată că anul acesta, după premiul... Uh, cel mare câștigat anul trecut la Festivalul de Literatură Arghezii cu volumul în, în manuscris. M-am hotărât să să-l bag în tipografie să vadă lumina zilei anul da, acesta. Să spunem că deocamdată avem doar o copertă. Ea se numește veșmântul unui gând. Cartea este în tipografie și iar dacă colegii mei sunt puțin atenți la mine, o să-i să rog să... Uh, o să i rog să vedem și această copertă pe care colegii de pe, de pe Facebook sau prietenii de pe Facebook au văzut-o. Așa arată o copertă a unei cărți care va fi în librării, probabil în uh, 2-3 săptămâni, să înțelegem, nu? Da, până la sfârșitul lunii. Până la sfârșitul lunii sau cel târziu începutul lunii lunii viitoare. Acum depinde cum îmi vine cipul. Am înțeles până la urmă. Deci vorbim de un volum premiat anul trecut la Festivalul, la Festivalul de Tudor Deci E un volum care are o garanție serioasă. Festivalul Internațional Tudor Arghezii este marca înregistrată, de ani cum s-a De aia nu m-am grăbit uh, să-l să aduc pe piață, exact cum mă spunea. Am crezut că trebuie și lefuit. Uh, și dăm voie să spun despre această carte și uh, să le mulțumesc celor care au tras de mine în continuu, că uneori mai avem și scăpări, așa, momente de, de slăbiciune și de, de a te lăsa pe tine și cu ce ai creat tu, dar au fost prieteni care au stat lângă mine și au spus tu trebuie să scoți cartea și lenea care o ai între tine trebuie să o lași deoparte. De -o și aș vrea să-i mulțumesc că uh, distinsului prieten Viorel Surdoiu care s-a ocupat de, de grafica acestei cărți, profesorului Daniel Murărița care s-a ocupat de copertă și săracul, nu mai el știe cât n-a dormit și, și, și cât de câte multe ori s-a schimbat sau s -a Și tehnoredactarea făcută de către Marius Iorga, președintele Cenacului Columna. Da, o să vorbim astă seară și despre columna și despre toate acestea. Dar apropo, ca să rămânem la poezie. Bun, am înțeles, e povestea acestui volum care a fost premiat. Dar care ar fi, să zicem, povestea din spatele acestui volum? Nu? și aici nu mă refer la această convingere de a publica aceste versuri. Ci ce înseamnă, să zicem, pentru un tânăr scriitor, un tânăr poet, primul volum de versuri? Uh, nu e un paradox ce spun acum, exact cum ai fi tată pentru prima oară. Și... Păi, să spunem no. că în câteva zile, în câteva săptămâni, uh, în câteva săptămâni dar vom să avea. Și... Deci, pe lângă volumul de versuri, vei avea chiar și un copil. Și un copil, da. da. Un băiețel. Îți dori să, uh, să se nască sănătos și să nu, străiască. mulțumesc, mulțumesc asemenea. Uh, e un sentiment uh, aparte de uh, a spune în practică și a vedea pe piață, toată pe piață, în teghile mele, munca ta pe care ai realizat-o în decursul anul, anii de, de zile. Acum, fără muncă nu se poate face absolut nimic. Cum a început să stie Valentin Kepeneag? cum a început orice tânăr să se joace cu cuvintele. Îi plăceau rimele, scria cuvinte, le înșela pe, pe hârtie, i-au plăcut, după aceea a început să studieze ce înseamnă, cum s-a scris înainte de, să zicem, de, de Nikita, cum s-a scris până la Nikita, dar înainte de, de Eminescu, am luat poeții persani, Uh, incursiunea aceasta în, în istorie fiind și a, uh, absolvent de istorie sau uh, tânăr atunci în, uh, în perioada studenției uh, lucrurile se schimbă de la o perioadă la, la o perioadă acum dacă aș lua poemele pe care le-am scris la, la începuturi, bineînțeles că sunt uneva niște saci uh, atât de multe sunt ghilimele. sunt sunt destule, dar uh, sunt de copilărie de copilărie? Când se producea să zicem primul moment când aveam când a ieșit în public o poezie? Uh, prima mea poezie care a văzut uh, pagina unei cărți sau de de ziar sau de revistă a fost în, în liceu la regretatul director domn profesor Bunoiu în revista cu Liber, dacă pot să-i dau numele, da, dacă, probleme, în revista cu Liber, unde nu a putut să publice oricine dacă nu erau trecute prin niște mâini. Și mi am cam aminte că atunci erau la corectură sau treceau prin mâinile dumnealor, prin mâinile domnului Domn Popescu și prin mâinile domnului profesor Ion Popescu Brădiceni. domnul Tibi Grigoriu se ocupa de asta și eram foarte încântat. Eram în clasa A10 -a, când am da, iată, apropo de Cugel Liber, o pepinieră de scriitori, dar, bineînțeles, după ce, să zicem, s-au făcut ridicarea acolo, urma școala de la Columna, care cizelea, cizelează scriitori. Da, în școala de la Columna am intrat în urmă cu 10 ani, tot așa după ce s-a tras de mine că trebuie să ajung și pe acolo, eu fiind mai elene și așa mai... Mai delăsător să, să recunoști și mi-a prins bine. Am văzut cum se scrie, am văzut mentalități, am văzut oameni păreri ale oamenilor care tăiau în carne vie acolo și după aceea se rămânea prietenește, prietenește. Asta se face și acum în școala de, de literatură în, în Cenacul columna acum tinerii care vin acolo, acolo pleacă supărați puțin că după prima punem te ghilimele citire, li se taie în carne vie textele. Nu e așa. Pentru că se scrie e adevărat, se scrie mult în ultima perioadă, dar trebuie să conștientizăm și ce scriem, că nu tot ce scriem poate ajunge în gura cititorului sau în fața cititorului. Da, literatura este mult mai mult decât, să spunem, un articol banal de ziar sau ceva de, de acest gen. E, trebuie trebuie intervenit de foarte multe ori și avem exemplu. foarte multe exemple chiar a unor scriitori celebri care au trudit ani de-a rândul pe anumite și texte. Recunoscuți, da, și recunoscuți. anumite texte ca acestea să ajungă în istoria literaturii. Acum, dacă ar fi să punem așa, procentual, să spunem cu experiența prezentului, cât a însemnat școala de la Magheru de la Cuge Liber și cât a însemnat columna. În devenirea ca scriitor a lui Valentin Chepeneac, foarte mult a însemnat prima mea publicație pentru că îți dă un involt. E o rampă de plecare. În Momentul când cineva te publică fiind tânăr, licean. În momentul în care cineva te publică înseamnă că acel cineva a avut încredere în ce ai scris tu. Mai târziu, bineînțeles că mintea se mai coace Întâlnești o felul de oameni, chiar dacă nu ți se acordă șansa să publici atunci cumva și există, dar rampa aceea de pe care a existat și cu siguranță nu, nu te mai poți opri de... Dacă rămâi, dacă rămâi pe val, dacă te, te retragi într un în panteon al tău și consider că tot ceea ce ai scris și nu poți să dai spre corectură și tot ceea ce ai scris tu e bun, dar nu ți se te tepărește din alăvași motive, înseamnă că... Bun, nici măcar Eminescu nu avea pretenția că scrie atât da, de, sigur, de bine deci, cu bine, siguranță sunt e nevoie de, de corectură. Și... Bineînțeles, dar sunt oameni acum care dacă nu li se publică, se supără. Nu cred că ar trebui să fie... Pentru că sunt alții mult mai învățați decât noi care trebuie să ajungă în mâinile lor textele noastre. Da, și dovadă că sunt și la columna sunt... Scriitori, adevărat, și membrii ai Uniunii Scriitorilor, de deci nu vorbim unii, acum da, de Și oameni care au în spate o operă destul de solidă. Exact. Putem și... să-i amintim, pe, mi drag când vorbesc de, de, astfel de personalități, pentru că pentru mine au reprezentat ca o, și sunt o familie. Păi, hai să încercăm familie, câteva nume și fă uh, ca membru al columnei, să spunem așa, și nu da, numai. Da, domn Popescu, domnul Adrian Frățilă, Marius Iorga, Viorel Surdoiu tinerii care vin acum uite de exemplu Daniel Murărița s-a ocupat de coperta uh, gojul literar pe care am scos-o uh, acum la anul trecut Acea antologie Da, nu? antologia cenacului Columna adică suntem o familie care am pus umărul să construim ceva iar acel ceva trebuie să fie ceva frumos și valoros în același timp. Da, bineînțeles. Că e și problema noastră a românilor în general cu formele fără fond de care vorbea acum Maioresco. dacă, acum dacă vrem să căutăm greșeli, greșelile există peste tot. Nu ai cum să uh, faci un lucru bun de la cap la cap fără să nu există critică. Dacă nu ar exista critică, înseamnă că ne-am pune un semn de întrebare. Nu? De ce ne... Da, am o întrebare pe care de regulă o adresez cam tuturor uh, celor care cochetează sau chiar scriu sau lansează volume de versuri. Se mai citește poezie în, în ziua de astăzi? Se citește. De ce citește... care Ce feedback pe uh, care aveți cei văd, care scrieți poezie? Să spun de ce se citește, văd în ultima perioadă din ce în ce mai mulți tineri care deschid ușa cenacului columna. Și asta nu din cauza uh, Facebook, că văd ei pe, pe, Facebook sau alte rețele de socializare că se ține o ședință. Nu. Chiar citesc, se citește poezie. Și nu ajunge, nu vine oricine, că cei învățați cu uh, mersul pe la localul și biliar și etc. și amădă, nu vin la cena cu columna. Dar Există o părticică mică, chiar dacă există, uh, dăm voie să fac o paranteză și să trec de la una la alta, Petre în, într-un interviu de-a lui, spunea în grandoarea istorică a poporului român, eu nu sunt decât o rotiță invizibilă, dar sunt. Și accentua chestia asta, sunt. Așa și cu tinerii, chiar dacă sunt o, uh, o parte acolo care nu-i luăm noi în considerare sau îi credem invizibil, dar există, există. Bine, așa au existat... Și frumoși și liberi la colectiv și iată ce mari da. probleme ne-au da. adus. Dar în fine, vorbim de, de literatură, asta seară de cultură, mai puțin politică, care oricum satisfacții nu ne-a preadus în cei 25-26 de ani de democrație. O să ajungem și la partea de, să spunem așa, de, de istorie. Ceva care o temă comună până la urmă, o pasiune comună. Dar înainte de asta, iar o mare, o mare nelămurire, sau nu neapărat nelămurire. Aș vrea să aflu părerea scriitorului, poetului Valentin Chepeneac despre, să zicem, situația prezentă, dar din domeniul cultural ce înseamnă la acest moment cultura pentru societatea românească, pentru societatea gorjeană și dacă omul de cultură, și aici poate avem experiența pe propria piele, cum s-ar spune, este apreciat în comunitate, condiția de intelectual de om de cultură. În ultima perioadă am văzut că s-a luat sau s-a trecut de la orice face, o face pe bază politică. E o idee greșită. Încă se mai, se mai respectă cultura din ziua de azi. În ultima perioadă chiar s-a pus accent și ai văzut și tu fel și fel de de festivaluri de, de literatură, de sculptură, de tot ce înseamnă artă. Deci oarecum reînvie în conștiința poporului nostru, că a fost o perioadă, dacă ne aducem foarte bine aminte, după 89 sau după 93-94, în care s-a stagnat, a fost o perioadă de umbră. Acum am, am revăzut că de un an, doi ani, să zic așa, s-a accentuat chestia și se pune foarte mare accentul. Nu mai e o chestie politizată sau uh, uh, tot ce se face, se face doar cu... Uh, normal, cu sprijin oarecum politică, dar s-a pus foarte mare accentul pe, pe cultură și lucrul ăsta uh, nu tinde decât să ne, să ne bucure, pentru că eu vorbesc din principiul meu sau din poziția mea de tânăr. Uh, a vedea că românismul încă se duce și se bazează pe cultură, credință, identitate națională sau toate lucrurile astea nu fac decât să, să mă bucure. Reînvie oarecum uh, Flacăra aceea anilor 1800-1900, perioada interbelică. Interesantă părerea. N-am. să spunem așa. Întotdeauna am poporul, pus. poporul român a fost încercat oarecum și a fost pus, vorbeam de umbra aceea, a fost pus într-o umbră de, de cultură. Că din cauza noastră sau din partea noastră sau alte mijloace implicit împiedicate din partea altor popoare, dar a fost pus. După aceea, a redevenit chiar o flacără. Nu, Am puține elemente să cred că e o redeșteptare, până la urmă, chiar națională. Am tot mai mult senzația că, de la politic și până la nivel cultural, ne mărginim la a imita, de a la a importa totul. Nu trece prin filtrul nostru. În unele cazuri nu se poate, în alte cazuri, e apropo, poate că, nu știu, nu mai e acea voință sau dorință de afirmare. Uh dă voie să fac aici o paranteză și să-ți adresez o întrebare, eu ca și invitat. Da, okay. După 1991 până prin, să zic, 2010-2011, flacăra patriotismului se cam stinsese. Și mă refer aici raporturile internaționale pe care le ducea și internaționale și interne, pe care le ducea România vis a -vis de Republica Moldova. De ceva timp încoace, vedem că flacăra aceasta reînvie dorința de uh, reunire sau de unire sau uh, acum depinde cum e înțeleasă, vedem că e din ce în ce mai mare. Oare? Cu siguranță. Luăm, luăm date luăm date exacte și sondaje, nu mergem doar pe uh, idei sau. Era o întrebare, să înțeleg, da? Da. Eu ca perioadă de apropiere de Republica Moldova și rămân cu regretul că în anii 90 n-am făcut mai mult. Era acele poduri de flori, parcă era o apropiere mult mai mare. Eu mă bucur Despre... că nu s-a întâmplat. Interesant. Despre ce Ceam se ce întâmplă argument. acum sau în ultimii ani, am tot mai mult senzația că faptul că n-am făcut destul atunci când se putea, acum începe să fie prea târziu. Și mă gândesc deja că și acolo e corupție. Mă gândesc deja că Uniunii și mă refer la partidele pro-europene, cum sunt percepute, sunt într-un recul la nivel de electorat foarte mare. Și probabil la următoarele alegeri vom avea, din nefericire, o altă coaliție, dar care e mai, mai aproape de ruși decât de, de români. Deci ar fi ideal să fie un moment de genul ăsta. Ce îmi place și ce mi se pare și aici venim cumva pe unul, sunt câteva organizații care nu numai că sunt depolitizate, dar care merg pe această idee unionistă și într-una din ele le fac și tu parte și am senzația că sunt, e singura voce care mai poate fi luată în seamă din zona respectivă, având în vedere că alte organizații mari, chiar și presa de la Chișinău, a fost cumva preluată. De, sau în orice caz, trebuie să apară cumva de și la, face anumite concesii către către poporul că, român, da, către, da. Uh, vreau să reamintesc o chestie foarte importantă, scuze dacă am trecut prea brusc la la ideea de unionism sau uh, mm, dar, uh, era necesar și oricum pregătiți în uh, telespectatorii pentru asta, da. da. nu, nu știam, dar uh, între după 1812, cum știi tu foarte bine, raptul acela teritorial în care Basarabia uh, este smulsă cu forța de către Imperiul Țarii și a rămas acolo până în 1918, uh, în războiul între războaiele balcanice și primul război mondial, flacăra unionismului nu exista. Nimeni nu ne-a dat nouă Cert, nici, nici cel puțin în discuție nu ne-a dat între 1916 și 1918 că noi vom lua Basarabia. Nimeni, nici o... ales că eram nu în alianța exista, cu Rusia. Da, și eram în alianța cu Rusia, dar noi... Cu, ananta, cu ananta, dar, ananta, 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 dar noi semnasem uh, uh, protocol de colaborare și cu puterile centrale. Fin, Asta a fost uh, valabil până în 1914 când l-am denunțat. Dar fusese semnat. Dar da. vreau să spun că nu s-a adus niciodată în discuție că Basarabia va reveni la trupul, la sânul țării Mamei în România. Și vreau să spun despre războiul dintre 1916, 1907 1918. Nici o mare putere nu ne-a dat garanție. Da, ne-a dat pentru Dobrogea garanții. Ne-a dat pentru Ardeal. Ne-a dat pentru Maramureș. Pentru orice ne-a dat. Dar niciodată n-au avut cel puțin curajul să atace ca și problemă teritoriul dintre Prut și Nistru niciodată n-au avut ba mai mult așa cum îți aduci aminte în marea de busolare, de retragerea armatei ruse cu Revoluția Bolșevică și așa mai departe guvernul ucrainean și Ucraina dorește alipirea Basarabiei la Ucraina ei au văzut că nu au cu ce susține, nici armament, nu aveau de, de a lupta pe, pe fronturi. Și mi-aduc aminte uh, discuțiile avute de șeful guvernului de la București, uh, mareșalul Averescu, uh, care era prim-ministru în perioada aceea, cu prim-ministru uh, de la Kiev, în care ei ne-au ne promis Dobrogea în schimbul Basarabiei, iar printr-o telegramă Alexandru Averescu îi anunță, dumneavoastră, doriți să ne dați ceva ce este okay. al nostru, adică uh, sudul Dobrogei, și să ne luați ceva ce nu este al vostru, adică Basarabia. Și iată că în 1900, și închei cu chestia asta, iată că în 1918, acum am avut și oameni, am avut oameni care capabil, nu ca acum nu avem, dar nu ca acum avem, mai ales conjuntura. Și conjunctura, dar să ne uităm și la faptul cât mai reprezenta țara noastră, că mai eram o bucățică retrași cu guvernul la, la ea și mai reprezentam poate o, foarte puțin pe linia nemoroasă uh, gala. foarte, foarte puțin. Rușii ne lăsaseră la greu, cum ne-au lăsat uh, Bine, de izbelește erau, întotdeauna. Erau, și iată că. De Revoluție, iată de, nu mai iată că, că spiritul acesta și uh, vâlvătaia aceasta din inimile românilor a spune și patrioți, oare cum i-au dus să spună că pe aici nu se trece, că nu îi merge mai departe și trece batalioane române carpații ca să eliberăm totuși de subjug acest pământ și s-a întâmplat până la urmă Eu stau și mă gândesc că, apropo de, de chestia și mă gândesc câteodată dacă am mai avea să spunem așa un moment 1916 când armata română trecea Carpații dacă ar mai exista un asemenea, uh, un asemenea moment în istoria noastră, și ar fi nevoie, am mai găsit și tinerii care să fie capabili de acel sacrificiu. de să ne gândim că au plecat uh, cu arme de la, de la război de independență, da, dacă uh, le-au omorât exact, și pe acelea. Exact, exact. Uh, și fiecare s-a Și cu toate astea au făcut efortul respectiv. Am mai avea acum o generație de acest gen. Apropo de patriotismul care domină societatea românească și în care vedeam la televizor jenant până la urmă, nu știu imnul de stat. Deci toată lumea reproduce maxim prima strofă din deșteaptăte române. Da, mi a fi greu să dau un răspuns în toată această Uh, idee, dar uh, mi-aș dori ca să ne luăm cumva Basarabia pe cale diplomatic să nu mai fie nevoie de un alt conflict bine, armat. Bine, societatea contemporană nu da, se mai pune problema unui război clasic. Niciodată uh, să nu spunem niciodată că Rusia am văzut deja de ce e capabilă și în Ucraina, am văzut ce a făcut în Georgia, vedem la ordinea zilei că... Bine, am citit dar... o teorie interesantă conform căreia Rusia nu a avut uh, niciun interes să ne smulgă, să spunem, Republica Moldova. A avut-o sub control totdeauna în ultimii 25 de ani. Ba mai mult, am văzut niște argumente fantastice de natură economică, în care și România a fost în continuare tributar, uh, să zicem, uh, în subterane uh, Rusiei prin preluarea economică și prin toate acestea. Jaful care s-a făcut în economia românească, având cumva o explicație tot, tot dinspre răsărit. am stat și am urmărit asta și am urmărit. Studiind istoria, am văzut că am fost și sub ocupație, am fost și sub suzeranitate. Am plătit tribut cu vârșini de sat, de la cel mai mic până la cel mai și mare și despre de război în care noi eram un da. nu? că luptasem uh, alături de cizmarusească și eram un da. vingător dar a trebuit să ștezaurul nostru să nu mai vorbim de alte lucruri da. niciodată n-am văzut un popor care să ne știrbească identitatea națională cu tot ce înseamnă ea cultură, civilizație, religie și altele cum a făcut-o Imperiul Rus după al doilea război mondial în niciun imperiu care a fost la, care ne-a condus sau căruia i-am plătit noi tribut. Nici imperiul Otoman, nici imperiul Habsburg, absolut nici imperiul roman care a, a, și-a muflat toate forțele în, în Dacia. Deci Bic. nu am văzut. Și acum întrebarea e pentru cine? Păi foarte simplu. Deci, în primul rând că Marele Imperiu Roșu Imperiu Sovietic Învățase foarte mult din pățanile precedențe, Precedentelor Imperii Și a încercat, că n-a fost numai în România Practic a aplicat aceeași politică în tot, în tot blocul comunist Toată zona de ocupație E adevărat că poate noi am Reacționat mai puțin decât alte popoare Din, din Est Am avut partizanii Dar n-am rezistat o o mică parte. Da, o mică parte. Ei... N-am avut dizidenți sau n-am avut atât de mult dizidenți gen Valesa și Havel, de exemplu, deci personalități <coughs> remarcabile în toate domeniile. Dar în schimb, dar în schimb, cred că România a făcut foarte mult pe partea națională, pentru că regimul Ceaușescu cel puțin, da, Nacionalist comunist a reușit să facă ce n-a făcut o rezistență la pentru comunismul românesc în vremea lui Ceaușescu. A îmbrăcat cumva partea națională și având venind după partea aceea internațională sovietizată la maximum a fost, a, trei, da, a venit cumva și a ajutat foarte mult. Deci a fost acceptat de români mult mai ușor pentru că era vorba de istoria națională. Să ne uităm de reabilitarea mareșalului Antonescu, începută cu delirul și continuată până în 89. Da, și ce apropo, e o, o rană pe, că... pentru români pentru că, iată, ne-a fost interzis Antonescu după 1989. Apropo de democrație. Să da? nu mai vorbim de... Bine, atunci poate era o, un fel de democrație ieșită, ieșită de sub comunism subcomunism neînțeleasă în totalitate, dar există acum... O interzicere mult mai mare. Da. Despre care. Da, curios este că italienii pot vorbi de Mussolini. Reabilitat! Poate... Da. Reabilitat! are uh, Anul trecut, i s-a. Uh, nu știu cum se zic, în cinstea în memoria, a, așa i s-a ridicat un mare muzeu. Da. Uh, unul dintre cei mai. Uh, Martorționar torționari din Ungaria. I s-a ridicat o statuie în centrul Budapestei și are un muzeu al lui. Deci, atunci despre ce vorbim? Vorbim despre cultură sau. Asta e întrebarea care ne macine. Eu sunt tânăr. Vreau oarecum lucrurile să se pune și să așeze la căpătăiul lor, să putem vorbi despre ele. Nu să ne fie interzise, nu văd. Deci nu mi se aduce nimic concret pentru care mi s-au interzis. Da, în momentul în care, ca la, un, ca la o, o ședință de tribunal, în momentul în care ești acuzat, ești acuzat, dar măcar să-ți se aducă, să-ți se pune pe tapet. Pentru asta ești acuzat. Dar lucrurile nu sunt clare, totuși. Vor... Am o întrebare apropo de și cum vedeți generația voastră mai tânără. Faptul că acum a, a fost deja condamnat un fost torționar este altul pe cale de condamnare, de oameni de undeva la 90 de ani, 80 și mare, sau cât de mult înseamnă pentru generația tânără condamnarea acelui om care a făcut atrocități. Uh, <coughs> cred că lucrurile astea au venit prea târziu. Uh, ca și creștin, aș putea spune că nu e ok să mai facă pușcărie, să mai simtă, dar cred că Ceea ce s-a întâmplat, ororile pe care le-au le -au comis, și au, au ar merita să, să, să fie condamnați și judecați după faptele. Pentru că, așa cum, cum există o lege, legea trebuie respectată. Eu nu cred că cineva e mai presus de lege. Bun, și... avem... Dar uh... faptele sunt de condamnat. E clar, trebuie să existe un proces, să condamnăm, inclusiv comunismul și toate celelalte. Dar, în momentul când ai un om care, din prima zi de internare, stă într-un pat. Nu mai ținem cont de vârstă. Este o problemă. Și aici strict umanitar vorbe. Da, bun, există condamnarea, dar dacă omul ăla nu mai poate duce pe deapsă, are 90 de ani, e la pat. Cu ce ne încălzește? Mm. Și aici, eu asta vreau să văd dacă, uh, cu ce încălzește sau ce înseamnă pentru o generație, să zicem, uh, ca a ta de sau mai mică, mea. așa, faptul că un uh, Om de 90 de ani, chiar criminal de război, putea să fie Hitler, sau mai știu eu Stalin care Nu mai reacționează nu, de ce. Eu, Pur și eu simplu, fizic să, e la da, limite. n-am ce să, să fie. Uh, uh, nu e o întrebare, încadrat sau dus în temniță sau în pușcărie, sau uh, la un loc cu deținuții, sau dar eu cred că pentru cel puțin în memoria victimelor care au pierit Bala Sighet, Bala Iur și în marile temnițe comuniste ar trebui să dea sentința. Da. Deci da. sentința trebuie. Păcat că a venit prea târziu. De acord, deci, Dacă păcat că acest, să să acest proces se desfășura în primii ani de după revoluție, după 90, revoluție era, după un, revoluție, era, era cu totul. Un eu nu am spus că trebuie uh, Nu, și acum da. eu zic, da. ne ducem sentința, cu procesul, facem totul. Dar acum problema e că ris să te duci, să te acoperi de ridicol cu, pedeps, cu omul ăla care închisoarea care nu mai poate să ducă o pedeapsă, deci Detenția zi, lui da, în da. fizică. Da, fizică. fizică. Deci aici 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 da, e problema. așa mi se nu pare. Spus nu știu cum acesta. vede cum vede nu, generația Eu nu, nu am spus voastră. lucrul ăsta. Eu am spus că sentința trebuie dată. Și am spus că măcar în memoria victimilor care au căzut și au uh, Mintea unui om ajuns în secolul 21, ajuns în secolul 21, e foarte dezvoltată, cum e și aparatura. Dar nici la ora actuală, mintea omului nu poate digera ororile și cele mai cumplite bătăi și tot felul de, de, de situații la care au fost supuse ei în temnițele comuniste. Nu le poate digera nici la ora actuală și știi foarte bine. Da, nu este, este problema asta. cum este la fel de. Păcat că e târziu, s-a făcut prea târziu. Da, cum a fost problema lagărilor naziste și toate celelalte, sunt, sunt răni care nu se mai nu se pot stinge foarte ușor. Dar mai e și o altă problemă. că tot am trecut și vorbim până la urmă, suntem de profesori de istorie. S-a redeschis din nou și din nou dosarul Mineria, Revoluției. da, Revoluție. Deci, nu, cel de al Revoluției s închis și s-a redeschis. Da, s-a acum, o să Săptămâna fie, trecută, da. da. cel al Mineriadei e încă, e încă pe rol, cum s-ar spune. Problema uh. e următoarea. După 26 de ani de la evenimente, are vreun rost să pierdem logistică, s-a făcut, sunt camioane de dosare, oameni care au muncit anii ăștia, în condițiile în care, să zicem, avem lupta anticorupție și nu avem decât 100 și ceva de procurori la DNA ca să cerceteze 7 8000 de dosare. Bine, probabil Rău. nu e vorba de aceea specialitate a procurorilor, dar ca idee. Uh, singurul lucru sau unul dintre lucrurile care dor cel mai tare și asta, că oamenii aceia care trebuie să plătească încep să dispară. Bani în cauza vârstei, Ba, diferite motive de boală. Uh, N-am înțeles niciodată de ce s-a ajuns la un timp atât de, de îndepărtat cu acel dosar când lucrurile au fost foarte clare. Bun, ce e clar la Revoluția din Decembrie 89, când uh, noi am jucat o comedie uh, cu Revoluția, pentru că sunt tot mai multe și există în acele dosare foarte multe argumente intervenția unor servicii străine de la KGB da, și sunt, până și la cele da, occidentale cu siguranță, cu siguranță au jucat serviciile secrete au jucat un rol foarte important și eu nu o spun acum că am, nu au am fost infiltrați nu da, zic în, că nu au fost infiltrați, de exemplu uh, eu am avut fratele meu, al mare, a luptat la, la Revoluția, a apărat uh, aeroportul de la Băneasa, nu la Otopen, unde S-a întâmplat, întâmplat și, și sunt zi, fericit da. că măcar a fost acolo la, la Băneasa, și că nu au fost incidente atât de, de mari ca. Să, dar uh, sunt total de acord cu tine cu uh, infiltrarea serviciilor secrete printre. Nu, și, iar, și, da, uh, aș fi vrut să subliez altceva, apropo de servicii să, Nu. Uh, după 90, primii ani, cercetăm sau nu cercetăm. După aceea se schimbă regimul politic 96-2000, începem să vedem dosarele din partea exact, partea opusă. Avem 2000-2004 iar la fel, 2004 2, sau 2012 pentru un fel, după 2012 iar un an, doi la fel, acum iar ne întoarcem. Are legătură, apropo de chestia asta, Politica cu justiția Că mie da. mie că e prea mare legătura Cu siguranță și vreau să-ți răspund atunci Să nu, da. nu vreau să, să te interup să dau un exemplu clar Atât timp cât eu sunt la, la putere Nu eu, că nu fac să ascund ceva Voi face toate demersurile Ca să ascund oarecum sau să nu deschid Ceea ce s-a întâmplat atunci Pentru că sunt destui vinovați Bun, eu a. A, bun, Dacă eu, de exemplu Încerc credere să am eu sau generația voastră, ce încredere am eu într-o sentință acum, indiferent care ar fi ea, de condamnare, de achitare, de nu știu ce, în condițiile în care acela proces a avut diverse variante, diverse versiuni. Care e cea corectă în condițiile în care s-a schimbat de la un regim politic la altul? Toți cei care au avut uh, legături. În securitate până în 89, și îți dau răspunsul la întrebarea ta, dar vreau să fac o mică da. paranteză. Au avut legături și după 1989 în, în guvernul lui Iliescu, da? Guvernarea Iliescu, mă până rog. a fost el primul. Okay, da, era da. da. În, Hai să luăm cu FSN-ul. Da. Au avut legături directe. Da. Uh, am o întrebare acum. Constantin Ticu Dumitrescu era. Conducea forțele armate române, da? Când? În 89 la revoluție. Adică, generalul Constantin Ticu Dumitrescu, militarul. Conducea... Militarul. Nu, nu, nu. Constantin Ticu Dumitrescu, cel Dumnezeu care a, a ieșit. Dizident. Cel care a ieșit pe post în uh, 17 spre 18 Uh, decembrie 1989 și a cerut ajutorul unităților de la Brașov, uh, Ploiești, Pitești, toate județele învecinate cu Bucureștiul, pentru că Ministerul de Ministerul Apărării Naționale a atacat Ministerul de Interne. Pentru ce să nu plătească un general armat de care... Să spunem că era vorba ar... de Cicu Dumitrescu. A, Cicu Dumitrescu, da, da, da. Cico. Ticu Dumitrescu a, nu, e cealaltul dizident. Nu, 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 am greșit, Asta am era greșit, am, am mea de greșit. Lui, da, da. Am greșit, probabil. Da. Nu, da, intra să-mi M-am da. întrebat pentru ce, uh, pentru ce să nu plătească de Vorbind totuși de, de niște bani, întotdeauna guvernul s-a plâns de bani. Pentru ce sunt atâtea miliarde duse spre cei care au dat ordin să se tragă în piața Universității. Și avem destule Cu certificate nume. de revoluționar să înțeleg. Asta să nu mai vorbim. Asta să nu mai vorbim, că s-au făcut certificatele de revoluționar, cum s-au făcut buletinele alea uh, permise la Pitești. Până corect, dat, uh... foarte corect. Da. Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem un minut aș vrea să ne întoarcem pentru final la poezie, pentru că politica, și nu politica, istoria iată, ridică foarte multe, am putea discuta până dimineață cu da, argumente pro și contra, însă ar fi frumos să terminăm cu câteva versuri din, din acest volum, nu avem volumul în față, dar cu siguranță poetul le știe, pentru că el le-a scris uh, un poem la care, eu la toate țin uh. Un poem se numește, se intitulează Scrisoare Târzie. E un gând scris de fratele meu pe care îl am dincolo de ocean, scris mamei. Uh, și începe așa, iubită mamă, timpul în van se scurmă, și nu te-am văzut din veacul trecut. Ți-am trimis scrisori pe colțuri de brumă și toamne învechite în vase de lut. Am pus mărțișoare în miros de mușcată, și lunii pe creștet, coroană de rug. Știu că mă aștepți în zadar pe la poartă când eu uit cărarea și întârzii să ajung. Știu că ți-s ochii aprinși ca o torță, că în vârful bărbiei doar lacrimi se frâng. În pod urlă vântul ce cară în forță zăpeze adormite prin munții parâng. Să spui rugăciunea nu trece o seară și ierți cu căldură ce te face să suferi. Din vechile înfrângeri tu faci să răsară pe tâmplele noastre plantații de nuferi. Te minți că ai puterea de a trece prin toate când chiciul la vremii în mâini te cuprinde. Stai trează cu gândul că nu și voi bate și lin cu privirea îți voi cerne colinde. A fost poetul Valentin Chepeneag, veșmântul unui gând va apare în curând în librării. Mulțumim pentru prezența și la eu această emisiune. mulțumesc din suflet și... Cu speranța că ne vom revedea, pentru că au fost discuții interesante și sper să, sper să mai dezbatem apropo de... De istorie, dar și de literatură. Te felicităm pentru apariția acestui Mulțumesc volum, mult de tot. mulțumim pentru prezență. Dragi telespectatori, a fost cu noi, cum spuneam, poetul Valentin Chepeneag, mulțumim pentru atenție, la revedere!